celebra Paris Hilton le-a oferit românilor un nou show incendiar, de data aceasta la Mamaia. Vedeta americană a strălucit la propriu pe scenă și a fost aplaudată pe tot parcursul reprezentației. Este a doua oară când Paris vine în România, după ce în urmă cu o lună a făcut senzație în capitală. Faimoasa moștenitoare a Imperiului Hilton s-a dat în spectacol aseară în stațiunea în care nimeni nu doarme. A urcat pe scenă înconjurată de bodyguards și a mixat timp de mai bine de o oră cele mai celebre piese. Doing great job DJing. I've seen her many times, but we're not great friends, but I saw her walking down today. Love her music. The beat. Yeah. I love her music. She's an icon. How can you not love Paris? I love her. First, I'm in Mamaia, and I do believe it's a great place. Been to quite a few places and Mama is pretty good. Paris Hilton a strălucit pur și simplu pe scenă. A ales să poarte o rochie aurie, o vestă de aceeași nuanță, la fel și ochelarii, care sunt nelipsiți. I love you guys. You guys are amazing. Seara incendiară de pe litoral s-a încheiat cu un foc de artificii pe măsura evenimentului. La plecare, Paris Hilton s-a arătat entuziasmată de locurile pe care le-a văzut și a promis chiar că va reveni. I enjoyed it so much. Everybody had the best time. It was incredible. Of course I'm gonna come back again. Paris Hilton a îmbrățișat cariera de DJ în urmă cu 5 ani. În prezent își petrece sezonul estival mixând în locații faimoase din Europa, precum Ibiza, Mykonos sau Saint-Tropez. Moștenitoarea Imperiului Hilton a lansat 25 de parfumuri și de curând o linie cosmetică de îngrijire corporală și a tenului. Business-uri care împreună cu contractele de imagine și cariera de DJ i-au adus vedetei peste 320 de milioane de euro.